Un tânăr de 27 de ani din Mehedinți e acuzat de poliție că a pus la cale un plan diabolic ca să scape nepedepsit după ce și-a omorât tatăl. A provocat o pană de electricitate în localitate și la adăpostul Întunericului a aruncat cadavrul într-o fântână părăsită. Tot el a sunat la 112 să anunțe dispariția bărbatului și i-a implorat pe polițiști la propriu să-l găsească. O cameră de supraveghere cu autonomie l-a dat însă de gol. Bărbatul de 53 de ani a fost căutat de polițiști și pompieri 4 zile și 4 nopți până să fie descoperit fără viață pe fundul fântânii. În scurt timp, polițiștii refăceau filmul asasinatului. Chiar fiul victimei este suspectul principal. Autorul, ajutat fiind de fratele său minor în vârstă de 17 ani și de alți doi tineri de 20 de ani, au pus victima într-o pătură, apoi în portbagajul unui autoturism și au dus-o circa 7-8 km pe un câmp. Tânărul anchetat pentru moartea tatălui său a făcut tot posibilul să ascundă crima. A oprit curentul în tot satul, dar o cameră de supraveghere care încă funcționa l-a filmat când mergea cu mașina spre fântâna în care a fost găsită victima. În apărarea lui, fiul susține că și-a pierdut cumpătul când și-a surprins tatăl în mijlocul unui scandal violent cu mama sa. L-a lovit și el și l-a strâns de gât. A sărit copilul, că ce mă, tati, de ce dai mami? Un copil să-și omoare părintele, e ceva de groază. Atacatorul abia venise din Marea Britanie, unde locuia cu soția și copilul, și le-a stârnit bănuieli polițiștilor pentru că se grăbea să se întoarcă în regat. Familie care n-am auzit bătăi, n-am auzit certuri, n-am auzit nimic. Când am auzit, rămas dimineața, rămânsară în stupefiat. Vă pare rău de ce? Păi pare că... Tânărul a fost reținut de polițiști 24 de ore, iar fratele lui mai mic este anchetat sub control judiciar.